Erica, dar unde vezi tu negru în afară de litera K? Iată cât de mult roșu ai acolo. Erica, dar eu nu stric nimic. Ți-am făcut doar munții ăștia. Nu stric nimic oricum. Codrin, nu mai faci nimic, că mi-ai stricat desenul. Uite! Mai copii, mai iară vă ce... Codrin, Erica! Păi eu ajutam acolo, uite! Mai da, iar stați ei! Șșș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 
nu așa, Doamne, când vă apucați vorbiți amândoi odată, nu înțeleg absolut nimic. Eu prima dată, tu. Păi eu făceam aici desenul, schițam, iar Codrin a venit peste mine și s-a băgat și mi l-a stricat. Tata, uite, aici era pe ciocolată roșu și a făcut și eu roșu. Știți ce? Stați un pic, nu mai faceți nimic pentru că vin imediat. Tata, dar unde te duci? Imediat vin. Tocmai mi-a venit o idee. Mai țineți minte lista? Deci, copilași, fiți atenți. Aveți ocazia să vă etalați acum cunoștințele despre desen. Pentru că Ionela Evoniu, adică Claudia, cât și Otilia Verdeș, știți ce ne-au spus? Să le trecem pe listă. Claudia Evoniu, Otilia Verdeș. Iar voi ceilalți, dacă aveți alte idei de challenge-uri, scrieți-ne în comentarii, iar noi vă vom trece aici pe listă. Noi ce trebuie să facem? Da. Păi simplu, atât Otilia cât și Claudia ne-au spus să facem 3 marker challenge într-un minut, în 3 sau în 5. Așa că asta este o provocare nouă pe care n-am mai făcut-o și o vom face acum. Până când Erica vine cu markerele, eu am să pun lista celor care ne-au scris aici ideile pentru challenge. Iar voi nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că mulți dintre cei care se uită la canalul nostru nu au apăsat butonul de like și nici nu s-au abonat. Așa că apăsați butonul de like și abonați-vă! Tati, am venit! Oh, sunt multe! Dar ce trebuie să desenăm și unde-i foaia? Pentru asta va trebui să o chemăm pe mami. O lăsăm pe ea să se ocupe, să listeze foile cu ce personaje vrea ea. Să fie o surpriză pentru toți trei! Mami! Nici o problemă, imediat se rezolvă. Uite, foile pentru prima tură. Haideți, alegeți și timpul. Tati, primul. Vai de mine, să... deci dacă am eu un minut. Asta le-au. Ha-ha-ha, un minut. Ia, acum e? Codrin, hai să vedem eu. 3 minute. Deci Codrin are cel mai mult. Pun așa mâna la ori. Nu mă amestecați voi astea și aleg, da? Okay. Hai, umpliți-le cum vreți voi. Uite, îmi pun asta pe ori, uite așa. Ca să nu văd nimic. Îmi spui când e gata, da? Să aleg 3 culori. Gata. Una. Am dat câți de multe. 2. Eu vreau de pizzi. Eu am un. Hai Codrin, alege. Nu! Ții așa, nu trebuie să te uiți, da? Hai, întinde mâna, întinzi o mână. Alege. Așa, una. Două. 3, bravo! Și acum tu, Erica. Asta culoare poate bună. Stai o secundă. Hai, Erica. Alege. Una. Două. Hai ales-o. Și 3. Gata. Ia să vedem. Oh my God, ce culoare am! Și acum? Și avem pe desenată! E blondă și are două subițe. Dar ce bine mi s-au numerit mie culorile roz cu cronometru! Start! De ce? Nu-mi dau seama. Asta... Eu am un singur minut și trebuie să mă mișc foarte repede. Măcar am numerit culorile astea faine. Eu nu te-am.
Una. E, norocos din picina culorilor, dar nu. La fel în care te miști cu adresa, ar putea să nu-ți fie suficiente 5 minute. Ai, ai, ai! Nu! Nu! Nu mai atât a reușit să desfinez! Deci, atât! Eu acum desenez pentița cu verde. Cu nu verde. Știu ce culoare să aibă părul. Pe carbasă o să-l fac. Eu cu puțin de verde. Aaa, nu știu ce să mai fac. Codrie, îmi bagă limba în gură. Nu pot. Îi fac aici ghetele așa. Mă rog, ca să-ți role. N-am altă culoare, dar cu albastru. Mai aveam doar ochi de culoare. Asta-i păpușa mea. Dacă aș fi avut roz, aș fi desenat, aș fi desenat buzele. Dar pot să termin măcar ochii? Nu, n-ai voie. Tu în loc să colorezi cu partea asta mai lată, când faci așa, uite, să acoperi o parte dar mai mare, la mine, tu te chinui cu ăsta micu, tati, și ce-ascultă. Dar ăsta nu mă trece bine, uite. Păi, dar nu trebuie să faci cu vârful așa, trebuie să-l ții pe parte, uite, vezi, uite cât de mult acoperi. Dar așa e când ești încăpățânat, nu vrei să asculți. Bine, deci, astea sunt desenele noastre, hai să le arătăm la cameră. Păi, sincer să fiu, mie îmi place cel mai mult al Ierica-i. Chiar dacă și al lui Codrin este fain, dar parcă mai fain e al Ierica-i. Din cauza culorilor. Da, sunt foarte interesante. Deci, scrieți-ne în comentarii care e desen. Da, culorile sunt foarte faine. Scrieți-ne în comentarii care desen vă place mai mult. Gata, hai să strângem markerele. Fai, bagă mâna în sac, fără să te uiți, nu trișa, nu ia de acolo un bilețel. Ierica, ia bilețel. Și eu. 3 minute. Bilețel. Uite! 5 minute! Am schimbat locul! Acum, hai să vedem acum ce culoare ne pică! Așa, hai! Codrin, alege tati! Eu! Ia să vedem! Mâna la noi! Stai așa, stai! Hai! Hai, ia de aici! Mamă, ce culoare! Hai de mine! Hai de bravo! Mine. Hai, Erica, e rândul tău! Așa! Și acum... Bă, Erica, hai! Hai, hai, și acum, hai, și acum eu! Hai! Hai acum, voi! Poți acum! Și acum! Și sunt astea? Cele mai închise culori le-am luat. Și nu-mi place să spunem, nu dau drumul la cronometru. Te uitam eu. Și? Wow! Oh my God. Eu fac pe buburuza. Mamă, dar... Ok. Gata, hai! Ce aș putea să fac eu buburuza cu culorile astea? Serios? Verde, gri și cu... Faceți o buburuză nouă. Ia uite, Erica se grăbește că ea are cel mai puțin timp. Ah, ești la jumate. Și tu ai 5 minute. Da, eu am timp să mă lăfăi. Așa a zis și Codrin. Dar eu n-am zis asta, doar că eu nu știam să fac. Buburuza e cam răvășită. Da, și cred că s-a luptat cu vreo făcătorii. Gata, stop. Stop, stop, stop. O, dar am negru ăsta, foarte bun. Eu am făcut un câine dalmațian. Dar ce culoare e aia? Ăsta este un... Gri? Gri, negru, nu știu exact. Facem și aici. Of, hai de mine. Ce frumusețe ți-a ieșit, Erica. Da. E minunat. Măcar tu ai reușit să acoperi aproape toate zonele. La Codrin. Bravo, și la Codrine! Tata. Mamă, dar ce culoare faină ți-a căzut ție! Wow! Ce buburuță blondă! Nici măcar blondă nu este! Da! E... Mai e
Ce culoare? Blond argintiu ăsta. Cum stai cu Adrian? Nu poate să fie așa. Dacă o să mai apuce să-l facă. Foarte deci concentrat. Limba aia, Codrin, spune totul. Oh. Deci asta înseamnă că eu mai am 2 minute la dispoziție din momentul ăsta. Wow, buburuza verde. Ați mai văzut vreodată o buburuză miraculoasă de culoare verde? Nici eu. Codrin, nu trișa, gata, tati. Ai terminat? Stop. Nu mai ai voie să faci. Ioi. Îmi place ce iese. Spuneți voi dacă buburuza mea nu-i frumoasă. Așa. Nu știu ce să-i mai fac. Îi mai fac aici un pic gâtul. Da, gâtul. Facem așa gâtul și cu... Și s-a terminat timpul. Deci, scriem aici 5 minute. Codrin, tu da... Tu ai avut 3 minute, n-ai avut 5. De ce este 5 minute acolo? Tu ai avut 3 și Erica 1. Dar nu-i bai. Hai să arătăm desenul la cameră. Să vedem ce spun abonații. Cine a desenat cel mai bine buburuza miraculoasă? Deci, asta e a mea. Un minut. Într-un minut. 5 minute. Super. O buburuză foarte verde. Asta se vede cel mai bine pe cameră, din punctul meu de vedere. Și aici avem o buburuză de 3 minute a lui Odile. Voi scrieți-ne în comentarii care vă place cel mai mult. Super! Hai să trecem la următoarea probă. Dați-mi desenele. Codrin! Codrin! Strângeți marcarele. Hai! Vreau să-mi cade 5 minute mie, că eu nu am avut. Eu, 5 minute! Wow! 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 Oh my god! Oh, am început cu un minut? Un minut? Deci. Asta e a doua tură, că nu pică un minut. Uite la asta ce face acum! Deci, hai să alegem și culorile. Codrin, culorile tata! Nu, eu, Erica! Alege tu, tata! Una! Da, stau! Mulțumesc că am 5 minute! Două! Hai. 3, hai Codrin. O mai. Alege și tu. 1. 2. 3. Așa. Și acum. Ia. Culorile astea minunate. Hai, am învârtit și mie ca să aleg. Da. Nu asta. O mai. 3. Deci nu cred. Ce e asta? Două culori identice aproape. Asta nu. Asta nu-i plăcea. Asta nu-i. Să zicem. Luați de aici câte foicică. Deci Minecraft. Și zombalaul. Minecraft. Pentru asta le trebuie acum verde. Asta e zombalaul. Ce e asta? Zombie? Da. De unde știți cum recunoașteți astea? Păi eu am văzut pe YouTube o chestie, mă uitam înainte la 4 ani, o chestie. Eu îl văd ca pe un roboțel ăsta, sincer să fiu. Tati, mai verde! Așa, și dacă am verde, ce? Pe locuri fiți gata? Start! Eu stau lejer, da, că stai, mă pricep. Deci eu trebuie să fac stai lejer, Codrin? Stai tu lejer, tata, că ai să faci exact ca prima tură, când ai avut 5 minute. Păi, asta zic eu. Asta este mustață. Ia uite, are, robotul meu are mustață, dacă ați mai văzut așa robot. Ceva. Eu așa îl văd ca pe un robot ăsta. Cum e robot dacă el este robot? Uite, are și pelerină. Face pelerina așa, culoarea asta. Ochii. Colbaș, face vă. Dar ăsta e tot turcoaz, nu-i corect. Nu e gata. Uite, ce repede trece un minut, nu mă așteptam. Foarte repede. Uite, să scriu aici. Un minut. Uite așa, ca să vadă toată lumea că eu am avut
un minut. Îmi place cum faci cu limba aia. Mai tare diminea. Serios? Da. Wow, deci s-au ajuns 3 minute. Uite, poți mai dai aici. Da, frate. Și încă nu e gata timpul. Așa, Codrine, vezi că se poate. Vai, nu pot să cred. Uite că a dispărut, nu se mai cunoaște nimic. Practic, Codrin, ai căutat altă culoare. Îi dau altă culoare lui Codrin pentru că am scris aici gri și nu se mai cunoaște, vedeți? Erica, îi dau altă culoare ca să poți să fac. Uite, Codrin, ia griul ăla ca să se facă și la tine. Ăsta e ăla cu să-l arunci. Uite, tate, ia fac acum, ia vezi cu ăsta. Nu e dat. Dacă faci așa, ia. A, da. Altceva, vezi? Da, uite. A dispare, tu ai dat aici și dispare. Hai să vezi. E cu roz, da. E exact ce trebuie. Bravo, nu, e ok. E un zombi feminin ăsta. Da, știu. Fă-i și partea din față, uite cum a făcut Erica. Hai, repede. Nu cred. Deci nu cred. Deci ai avut 5 minute, tata, și n-ai reușit să faci acolo. Avem aici desenul de un minut. De 3 minute. Și Codrin, hai, ne arăți și tu desenul tău? Ca să ne ținem așa cu toți trei la cameră, da? 1 minut, 3 minute, 5 minute. Noi n-am avut culoare. Scrieți în comentarii care Roblox v-a plăcut mai mult. Ăsta nu e de Roblox. E de Minecraft. Care Minecraft v-a plăcut mai mult? Mă scuzați că am greșit de numirea personajelor. Da. Mai avem amii desene? Eu cred că va ajunge, atâta v-am pregătit. Păi în cazul ăsta, dacă nu mai avem niciun desen, ar trebui să închidem video-ul, nu? Da. Așa că, vouă, dacă v-a plăcut challenge-ul de astăzi, apăsați butonul de like, abonați-vă și uitați-vă în continuare la noi, pentru că o să lasă provocări noi. Bineînțeles, dacă o să ne le scrieți, dacă nu, vedem noi ce facem.